Deci eu nu consider normal să nu schimb prefectul dacă 4 zile, 5 zile, 7 zile țipă președintele Consiliului Județean că trebuie stare de alertă, țipă toți primarii și toți țipăm că într-adevăr e prea multă zăpadă și nu poți să spui că e stare obișnuită. Și tu după aia declar stare de alertă și spui că i-am dat hârtia lui Opișan să fie liniștit. Haideți-o. Nu declar dacă nu era de stare de alertă. Deci aici lucrurile sunt în felul următor. Ori prefectul a solicitat și nu i-au dat și el a trebuit să apere poziția guvernului. Ori n-a solicitat și ar trebui schimbat din funcție. Dacă a solicitat și nu i-a aprobat-o guvernul, domnul Capră și încă vă câțiva după acolo din Ministerul din Intern, inclusiv Viga sau poate fostul prim-ministru, ar trebui să răspundă penal. Deci cineva trebuie să răspundă. Și ar trebui să-l întrebați pe domnul prefect, domnule, tu ai cerut sau nu ai cerut? Deci v-am spus, există două chestiuni. Eu nu-l acuz din primă. Dar dacă e vorba de penal, penalul, știți ce spune penalul? Nu te crede că tu ai spus, dar ăla nu ți-a dat. Că ăla în penal spune datoria ta de șeful al reprezentant al guvernului în teritoriu, era dacă ai constatat că e stare de alertă, o scrii, o semnezi și o trimiți. Ăla dacă vrea, dă, dacă nu, nu. Dar numai cu vorbe n-ai rezolvat nimic.